Tudor Oprea și Lucian Logigan au încheiat prima experiență în cea mai grea cursă de mountain bike din lume, Cape Epic, pe locul 35. Riderii de la Scott Geiger Team au terminat ultima etapă pe locul 41 și s-au mulțumit cu locul 35 la general din 503 de echipe care au terminat competiția. Elveția a fost la putere în Africa de Sud. Echipa campionului olimpic Nino Schurter a terminat pe primul loc, iar în concursul feminin, elvețianca Esther Suss a câștigat competiția alături de suedeza Stederhag.